Când mă auzi zicându-mi, tăticule, îmi crește inima de bucurie. Vorbim și noi de cer, de copaci, de trandafirii domnișoarei. Mă auzi, domnișoare? Ei, îi placă galbin, mie ăi alb și amândurora ne plac și mici alții. Lasă, lasă, lasă că o să vorbiți voi de multe, de... Bate-vă noroc să vă bată! Ai mai văzut dumneata asemenea nevinovăție? Și pentru ursa mare. Și pentru trandafirii albi. Și pentru basmele noastre. Și pentru malul spart. Destul mai. Mm-hmm. Destul mai. Hai, tu femei ca să te aduci până-i face rog la turci, mă. Tu femei ca să te aduci până-i face rog la turci, mă. Hai, rog la să te gândă la catargă. Și ce să fac, Tuduse? Că nu-l mai porți! Păi da, să fiu confus! Măi, de braț, te strâmb și-n colă ca un cupar ca umflată și cel cu asta se pleacă de mine! Și nu-ți place aici? Mamă, ce spate! Bravo! Ce te repești, copii! Scuzați-mă, tată! Ținte părățile! Hai la o parte, părăți, că murdărești hainele și nu poți să-mi faci de parale! Au, dragului, m-a prins, tată! Cum mă prinse? Ba nu te prinde, e rog! Adică mai trebuie! Dacă mai vrei, eu-ți mai dau și... Nu-i spune de două ori că ăsta vrea! Uf, uf, nițică, că bine, face bine! Am vrut să spun răcoare, face bine! N-am pățit așa, tată, de când sunt! Să mă face prematează! Vai, să mă scuzați, tată! Față biserica! Dar ce ai făcut, părinte? N-ai mințit! N-ai umblat după știi dumneata ce ai rat nimic! E de bucurie! Ți-am spus, popă, nu mai bea, că te fură! Așa e când nu ești de prins! Fericit de logodna tinerilor și bucuros că preotezii merge bine, tată! E mai bine! Slavă Domnului! Cum i-am pus eu zănelul s-a răcorit? Adevărat? Da. Au lăsat-o durerile? Da, da. Adevărat să fie Tuduse, adică să fie bun la toate câte... La toate câte ți-a spus cum pe să mă scuzați, tată. N-am pățit așa. De ce sunt? Doamne, măi, gata. Ca pe porumbenii, Sirli. Ce faceți acolo? Domnul Jean spune că este timp, o să avem și grâu și porumbe. Da, și domnișoara. N-a poftit domnișoara. Doar nu o să rămâie domnișoara la bătrânețe. Aveți lemnul scut? Da. Păi și ce stați? Plimbați-vă. Mai duceți-vă și voi. Genica, spune-mi, când se seamănă porumbul? Porumbul se seamănă primăvara. Doamne, Maica Domnului, ți-a mai dat de ochi? Să nu simță ei nimic în ziua logodnilor? Ia să simță. Oh, ți-ai uitat? Nu m-am logodit niciodată. Fie și pe nelogodite. Nu știu ce aia m-a ferit Dumnezeu. Oh, bai, eu când mă gândesc... Eu nu mă gândesc? Ce fel de om ai mai fost, dumneata? Ca toți oamenii. Ca toți, ca toți. Dar ce scrie la Sfânta Evanghelie? Ce scrie? Creșteți și vă mulțiți ca nisipul mării, așa zice? Să zică. Păi cum o să-i mulțești dacă n-ai ce crește? Păi crească cine are, eu n-am. Păi cum o să-i ai dacă... Puh, domnilor! Nu, nu pricepe! Și ce te scuturi așa? În pădurea asta se simți cai, fel de fel de gunoaie! Omule, n-ai iubit pe nimeni? Pe toți oamenii care muncesc și pun deoparte! Nu, pe femei vreau să zic! Câh, nu cunosc! Bată-te norocul să te bată! O să mă bată! O fată mare, o văd! Noooo!
se umflă, îți toarnă un copil, doi, trei, patru. Să saturi șase guri în loc de una, șase perechi de haine, șase perechi de pantofi, șase pălării. Și dacă s-ar opri aici, la cine știe, poate că aș fi dat peste una cu presila bogată în sărăcie. Aș fi crăpat de necas să mă văd într-o puzderie de copii. No. Păi toți trăiesc din când se nasc. Și dacă mor, altă cheltuială. Popa, daspălul, coșciugul, lumânările, cercetorii, câte și mai câte. No, să mă crească. Zic ar fi fost stearpă. Stearpă, mă mai mult, maruchii, mă mai la coame. Câte și mama! Mai câte. Cucu, turturica maichii. O să se umple pădurea de cuci. Ce faceți acolo? Îndrugăm și noi. Îmi scoate masa pe nas. Dar voi, Jenica, mi-e explică proșila. O să ajungă ei și la arat dacă n-au ajuns. Copiii ăștia au luat câmpii. Zău, dacă n-am luat câmpii de când le-a dorit dumnealui Malu Spart. Malu Spart! Malu Spart o să ajungă pe drumul dumnealui Jupânu. Este ca un om despicat în două. Iaca, de ce nu m-am măsurat? Să te trudești, să muncești, să aduni, să agonisești, să pui deoparte. Și când te bucuri să vină un străin, un golan, să-ți ia tot ce-al tău, să-ți dea peste mână, să te jefuiască, să te jefuiască. Na, agiule, cap securi. De parcă cine știe ce averea avea, o sărăcie cu coastele de primii și la spinării. Na, na. Stai la un loc. Ce te-a apucat? N-ai nu spun la tine. Coste! Na, închide ochii și pupă-l pe-al meu. Lemn sfânt pe pieptul unei sfinte. Cam grasă sfânta. Mărturosica singur? Acum plecă și cu coala până se duse. Șezi, buzi. Păi să șezi, bă. Blestematele astea de haine, cum le atingi, cum se mototolesc. Un tutun? Da. Cum o faci? Ce-ți pasă? Pelenița, siriaca! E pelenița? Și de ce crezi dumneata? Dudase, că nu te-am întrebat. Pune ce prăvăria. Cum să meargă? Ceac, pac, și mai nimic. Bun tutun, hai mac bopcea. Abatul Dose, de ce nu vrei tu să mărităm pe Lenuța cu nepotul culai? Iar că tu ești bătrân? Ce-a bătrân? Cine știe? Uite, tu șești, nu te îngrijești. Și zici că negoțul nu prea merge. Zic. De ce n-ai scăpat de obelea? Așa sunt eu, bun și milostiv. Și fata e mare. Ce de... mare? De cum o să plinească 18 anișori? Parcă e păstră actele de botez! La 18 ani, părinții noștri aveau copii, Tudor. Nu știu ce bricopseală. Cine fuse? Leana cu culai? Ce Leana? Cu neiei? Așa! Și cu popa! Așa de subțiri? Și-a scos malacobul. Da, mă lăsare ochelare, s-a spus că geamul trecute. Crede-mă, tu Dose, crede-mă, culai se propădește după ea. Să-și vază de la chenie, să nu umble ca cui prin mahala. Da, și ea jinduiește. Să jinduiască, o să-i treacă ei. Și după ce o scăpau de patima asta, o să ajungă și ea om. Iem dumneata patimă, ce în firea lucrurilor. Ce a fost în firea lucrurilor? De câte ori diavolul își vrea coada cu fustele lui nerușinate, îi dăm la cap fără milă. Îmi turnam apă rece. Mă răcoream, mă potoream și mă apucam de lucru. Și lucram până mi se chideau ploapele, până cădeam de-am picioare de somn. Așa a făcut de 10 ori. Sute de ori, până
Am ucis demonul din mine. N-am vrut să fiu robul patimilor, ci stăpânul și batjocoritorul lor. Dar ce gândești că nepotul meu o să-i ceară cine știe ce zestre tu o să ia? Acolo câteva mii de lei. Câteva mii? Deci câteva sute, zestre, zestre, am pus-o chișor pe zestre nepoțelul dumitare. Nu cum mai gândești, dar dacă sunt băgat, o-mi piată sărăcie, o-mi piată facă. Îi dau să mănânci cățică de la gură. Un brac de ce n-am. E ca un copac uscat, ca un dej de la o mână. Să ia dacă poftește. N-am. Gândește-te, Tudor. M-am gândit. Măcar 10. Nici 5. Măcar 4. Nici 2. Măcar una. Nici 100. De ce mă închinești ca pe oțile tăi? Dar eu, omule, dă-i banii ei. Banii! 30 de jupâne, băut ca mult. Ia, citește cu alea. Citește cu alea. Zapisul ăsta, citește cu alea, doamne. Ce? De danie, de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Nu mă-s bine! Ba vezi de înainte. Eu mai jos și scălitul mă atache, profiler, moșier, fost negustor de... Adică 10.000 de lei, pentru că e fată cu minte firește, e nepoată mea. Pe mine mi-a dorit Dumnezeu o fată căpătuită și ea și un nepot de soră culai, băiat muncitor și de omenie. E, primești? Ce-o te mai devoate să mă duci? Nu. Nu știu ce să fac. Nu primi că te păcălești. Bate-mi palma, Tudose. Și banii să ia ea? Firește. Nu! Un copil să se vază cu 10.000 de lei. Ar fi mai potrivit să iei tu! Și de ce nu? Să știi că sunt la mine păstrare 10.000 de lei, 10.000 bine, de lei! Bine! Fără dobândă! Și ea cu ce s-ar alege ea, tu doamne? Ia, știi că sunt la mine păstrare 10.000 de lei! Bine, treacă de la mine! Hai, păi vă stai! Scrie aici! 10.000 de lei! Fără dobândă și zapisul la mine în buzunar. Nu! Nu! Să adaugi la sfârșit că Tudose la primirea banilor va da și el. Ce să dă? Va da și el zapisle, nu ți-i păcut că are păstrarea lui? Să n-adaugi! 10.000 de lei ai mai! Poate rui să doamnea ta! Să n-adaugi nimic! Bine, n-adaugi. Ce? Nu sunt eu unchiul ei? Nu e ea nepoată mea? Am să-i fur! Ăsta-și vinde nepoata, nu și-o mărită. Viata Lenuța intră și ea în lume. Iese din omenire! Care omenire? A mea!
Adevărat, ca omenire! Ce faceți, Leluțo, vesel? Nici vesel. Să nu fiți triști, înțeleg, dar ca să nu fiți vesel, nu înțeleg. Săptorul la flământ nu cred. Ce faci, ești mâhnită? Nu vă dă voie. Jenică, ce răutate, să nu ne lăsăm până nu-mi dobândi o verișoară. Mare plăcere, dar pe mine nu prea mă superă. Pe nimeni n-ar el la inimă, decât pe el și banii lui. Așa e el, ciudat! Ce? E zgârcit! Norocul de gârlan, Jenică! Ai terminat cu semănăturile! Pipico! Dacă s-ar fi întors în aprășina porumbului și nu erau mai aprinși! Aprinși nu e poate! Până a tineauri pocniră frunzele de căldură, să-ți spune boierul! Adevărat, papa, pocnesc! Copacii tineri pocnesc! Cei bătrâni se usucă fiecare la rândul lui, da, da. E, dar voi... Voi! Voi, ce-mi stați, madumuri? Știu că ați vrea ce vreau și eu și amândoi ce nu vrea Tudos. Nu o să se poată, nu. Nu? Nu, ați rămâne și voi așa cum sunteți, că doar nu o crăpa pământul. Atunci am să crăp eu. Voi, e vorba! Și așa, copii, bucurați-vă și voi de loc, da, fifichi? Cu Jenică. Să ne bucurăm? Un om așa de bun ca dumneata să vorbească astfel? Ce? Simt ca un câine după glasul stăpânului său că vârgeaua care l-amenință n-o să lovească. Și așa cum se aruncă câinele și linge tocmai mâna care l-amenință, așa mă arunc și eu. Culai, hai! Morogule, tu duse vrea! Vreau! O femeia mai cu clasă! Hagiul a căzut în răvuș! Săracul nenea Tudose? Păi-ntoc ca profilul aici! Arinză ar focul s-o arză! De acolo mi se trage! Și tu, și jupânul, să mă culc! Să mă culc! De-atunci nu mai simt bine. Dar să te odihnești, nene. Ca un trântor. Să dorm. Somnul mătușii. Și prăvânia. Și mușterii. Când vine să mă strâng de gât. Omul e de la Dumnezeu dat să muncească, să strângă, să agonisească, să scoate și din piatră seacă cinstea lui. Nu există decât o singură boală pe lume. Lenea. Dar n-ai muncit toată viața. Păi dacă am muncit, ce-am agonisit? Nimic. Nimic, nene. Nimic. Vezi că ești un copil bun. Nimic. Și-am muncit toată viața. Mai e cât mai e. Viața e o trudă. Cine n-a sudă,
doarme. Și ce osebire ar fi între un om mort și unul care doarme? Haidele, haidele mele să mă îmbrac. Alea vechi. Dar sunt rupte, nene. Dar ce-ți pasă? Pantalonii nu se mai țin. Clace erau noi nouți. Și sunt scurte că nu se văd. Dar când te pleci... Am eu grijă să mă plec fără să se vază. Dar... Vezi că... Ce? Ce? I-am dat. Nenorocito! M-ai lăsat gol! Cea mai dulce amintire a tinereților mele. De grabă se cere înapoi. Dacă l-aș cunoaște, i-aș cere, dar... Cum nici nu-l cunoști pe mine, care mă cunoști, care sunt ca un tată, să mă dezbraci pentru un necunoscut? Doamne, ce-ai făcut cu mințele pe care nu le avea? De ce fel de om era? Un cerșetor, un cocoșat. Păi cum o să se potrivească pantalonii mei unui cocoșat? T-a îndemnat cineva? Da! Cine? Domnul Profirel! Profirel! Zâmbânul! Își ia dobânda la niște bani care nu i-a numărat încă. Nu, nene, zicea că le nu te-o dai de pomană pentru sănătatea haciului, că iau eu alții, așa zic. S-a fi dat fără să-mi ia bunătate de pantalon și de multe ai dat. De două săptămâni. De două săptămâni, unde să-l mai găsiște? I-a vândut, a luat banii pe ei. Ce bani, nene? Da, ștoanto, i-a băut din cârciumă în cârciumă, mă duc după el. Nu! Nu, nene! Ce frig, ca lumea la cuptor? Sudoare rece. Nici o sudoare. Să fac un telefon? N-ai văzut azi noapte, nu mi-ai costă. Nu mă creadă că a dat bolnav în două ori. Să urle! Zăpadă, zăpadă, măzărice! Cine a mai pomenit iarnă în decembrie? Doctor, nu, doctorii, nu? Doctorii, nu apaci. Și apoi eu lucrez doctor. Ciorbă de găină, nu? Postul Crăciunului. Fasole! Nu, găină! Nene, să priziți că putere, nene! Am destula. Să se apie cineva de patul meu și va vedea cine e bolnav și cine e... Să... Nici n-ai dormit! Ustan! Te-ai sculat din față! Ce ți-a spus? Te-ai învârtit în față! Ți-ai scos câteva cărămizi și numărai! Ce numărai? Nu numărai nimic, ți s-a părut! Să-i ascultă! Nenorocită! Să-ți trebuie ochile! Așa se întâmplă, omorule! Că n-ai auzit. Zi! Că ai visat. Zi! Că ai avut lungoare. Da, nene, da. Mi s-a părut. Să mă spionezi pe mine, care ți-a fost ca un tată. Da, am visat, nene. Care ți-a făcut bine. Cam să-ți păstrez zestrea promisă de șupânul meu. Dar ce era să cad sub pat? Să stai la ușă, să ascund, să mă spionezi, să mă spionezi, să mă ucizi! A sunat ceva. Nu. Cheile tale. De cum am numai una acum? Mi se părube. Așa mi s-a părut și ție azi noapte. Până nu vezi și nu pipăi,
Să nu crezi. Apostolul Toma a avut dreptate. Întâi a pus mâna și apoi a crezut. Ăla om nu se cătură. Cine? Cine? Dracule! Da, a pus! Ești bine, nene Tudos? Bine de tot! Mâine ies! Mă duc la prăvălie! Unchiul Profirel mi-a zis să văd! Eleana! Nu! Să văd ce mai faci, că o să vină și dumnealor cu câte ceva! Cu câte ceva? Ar fi putut să trimeate prin tine! Ar fi ajuns mai degrabă! Ei ar fi putut să vină mâine! Oi, mâine! Sau niciodată! Urnici. Tot urmă. Da voi! Ați hotărât nunta. Când o vrea ea? Eu când eram ca tine. Dumneata? Numai la asta mi-era gândul. Nu te uita că n-am avut pai. Nu! Leana! Ai hotărât? Nu! De ce? N-aș vrea! Uite! N-ai vrea! Și eu ce să fac cu zapisul să rup? N-ai cu piciorul la 10.000 de lei în loc să știi la mine în păstrare, fără dobândă. Nu-i nimic, până mai plângeai, băculai. Și azi n-ai mai vrea. Prostulai! Însurați-vă, bă! Omenirea are nevoie de păstile și voi aveți nevoie de juc. Să munciți pentru alții, să știți pentru cine munciți. Parcă văd 2, 3, 4 broscoi umplați de mâncare, cu picioarele murdare, pe cel mai bun macat al vostru. Se agață de păr, se zgâlțe, mărie, urlă, pentru că au de toate copiii maichei. Da, da, copiii maichei. Și o să aibă și gâlci. Și tu se măgărească. Și friguri. Și vărsat. Pentru că s-ar împusti. Acum, voi să le șterzi de geaba murdărire. Ce fel de părinți ați fi voi dacă n-ați trece prin toate scârbe, toate răutețe? A venit vremea să faceți ce-au făcut cei ce m-au făcut. Sunteți tineri. Sunteți... Harnici. Vă iubiți. Oh, câte vă iubiți. Sunteți ocseniți la aceeași muncă silnică. Hai! Ce stați ca niște mămâni?
pirostriile în cap. Nene, nene, dar poate faci mai bine, nene. Nu știu, destul de bine. E bine să te stai să joc. Apă, 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 apă. O, ce căldură ai băcut în octaie. Una. Două. Trei. Unde-a patra? Ce e? Am găsit. Pisaș? Da. Mă fură somnul. Se făcea că pășteam patru oi. Patru oi galbene. Galbene ca aurul. Și a patra se rătăcise. Ce m-aș fi făcut dacă nu găseam? I-a trecut coada. Cotoi prost. Crescuse în coadă de o stânjă. I-am redezat-o cu barda. Până să intre pe ușă, se răcea toată odaia. De când mai vorbi de ciorbă de găină, mai răscolit toate poftele. Și... N-am mărunte! De o săptămână n-am mai călcat în prăbălie. Ia! Dă-ne coa! Ia! Dă-ne coa! Ia! Bagă-ne seama! E galben! E de aur! Vă duceți și târguiți o găină! Cât se poate de mică și cât se poate de ieftin. Da. Și o lămâie, ba nu sare de lămâie, dar și un litru de vin, ba nu un cinzec e de ajuns. Și când vă toarceți câteva gătește de lemne, dar nu prea multe, să nu dați foc case. Vino încă, vino încă, dă-ne încă, dă-ne încă, na, dă-ne încă, na, bagă-ne seama, bagă-ne seama, e de aur. Ăsta, 14 franci și 75 de bani. Vezi, să-ți dea cursulul drept. Să nu te înșele, să-ți dea cursulul drept. Să nu te înșele. O singură dată am călcat și eu în gura lăcomiei. Iartă-mă, Doamne! Și cu tanti. Ce tanti, toanta! Vin ciorii de lacume care mănâncă pe puii de aur. Te vă ascult. Hagiule! Nițica tuse.
și mă ține în coșul pieptului când răsuflu. Acolo sănătos tu. Adă mâna, Tudose. Cam rece. Să-ți facă focul, mă băiete. E frig în lege, în odaia dumitale. Ah, veniți voi de afară. Eu nenușesc de căldură. Și apoi, dumneata, cu malacovul dumitale, te iau vântul repede de sub. Tudose, cum se întâmplă comedia? Nenorocirea ne paște la tot pasul. Mă bucuram că-mi dăduși zapisul. Niciodată să nu mă bucurați de mine și de nimic. Ba, e vorba. Se cați primejdea, se cați odată când vă spun. Ce primejdea, unde căzut și n-a avut? Eu-l trec cu picielile când ai poftea, apa mea de o șchioapă. Bă, că mare șchioapă trebuie să ai. Tudose, neică, uite ce ți-am adus, uite un bun halat. Cu șnur și cu ciucul după gustul meu? Să-l văz, să-l văz. Da, nu-l vezi. Dar nu mai văz ochelarii, s-au stricat geamul. Păi aceiași de 16 ani și pe ploaie și pe vânt și pe zăpadă. Vă mulțumesc și ce să fac cu el? Să-l îmbraci. Ar fi păcat în ladă. E vătuit, ține de caldul, domnule. În ladă, dacă o fi să-mi țină de cald, îmi ține și de acolo. Dacă nu, nu se ține nici de aici. Tot cu zdrânța aia de scurteică și veche, veche de când lumea. Eu sunt același, ea e aceeași, ne potrivim de minune. Adiule! Adiule! Ce-ar fi dacă te-am furat? Și te-am duce la noi acasă și la noi ca la noi, vinișor. Căldurică! Să plec din casa mea! Să plec din casa mea! Nici mort! Când o ieși, ieși cu picioare înainte! Dar mai va până atunci! Mai va! Dacă nici tu cu ale tale, Giorgetto, nu merge. Sunt 30 de ani de când am cumpărat-o! Ți-aduce aminte, jupâne! Care jupân? Boierul? Care boier? Jupânul! Ascultă-mă, cumpană, pune-mă să-i spun stăpâne și cu dragă inimă îi spun, dar nu mă face să-mi strâncesc limba în gură. Jupânului să-i spun boierul și dumitale Jojetra. Cu cherchina m-a bucat, cu cherchina am să mor. Ah, oh, deștea mi-ai fost. Și dumneata ca omul bolnav, Jojeto. Ești boier, jupâne, spune. Nu ești dumneata boier, spune. Boier, coada vaci. Dacă și dumneata spui, nu mai stau. Eu plec, rămâne nerămâi, că nu e de mine. George, tu, Tonico. Să ne vedem sănătoși, hagiule. Să dea Dumnezeu pană, Cherchino. Pană, Cherchino? Pană, Cherchino? Crapi! O să mă ierte, Dumnezeu. O să mă ierte! Zapisele astea sunt cu ipoteca a lui Florea Cătrânță și a lui Turbac, izvornicelul, amândoi negustori în piața sfatului. Îi știu. Lui Floarea i-am dat 5.000 de lei. 5.000 de lei. Bani nu glumă. Bani munciți de mine. Cu dobândă mică. 36%. 36% pe an. Nu plătește un an, doi. 50%. Nu plătește. Îi vânzi cu toba! Iei 50% tu doți, să fac. Mă, proaste, jupâne, și mare norocan. Mă iartă, mă iartă. Mi le duci avocatului meu, Andrei Cerceluș. Și dacă nu vor plăti, să-i vânze cu toba! Tudose! Tudose! Unde sunt zapisele? Zapisele! Da, zapisele! Uite-le! Uite-le!
și viață, e și moarte. Te duci acasă, nu faci o fitanță. Nu uita să treci numele întreg, nu uita și să vii repede. Să treci numele întreg, să vii repede, da? Ce amețeală! Gose! Să-i trimiți preotul. Dacă n-ar fi lumea atât de rătâgă, aș mai trăi. Oh, nu știe Dumnezeu ce face, pe cine aș mai împrumuta. Ce implică o mijelie? O ciorbuliță să mănânci cu ochii, nene. Cu șurul, mai întâi cu șurul și pe urmă pe neguri. Da, 10 bani pâinea, scump. 5 bani vinul, da. 5 bani sarea de lămâie. Cum să mă aduci în sapă de lemn? Și 80 de bani, o puiculiță, uite, pe așa e de grasă, nene. De ce ai luat așa de grasă? 80 de bani o găină. Se vede că găina ciugulea. Și gulea franci, nu boabe. Dă-mi cu șur. Dă-mi cu șur. 10 și 75. Nu iese! Nu iese! Doamne, n-ai de mâncat de cadere, de sărcat de buzunar. Mă duc să mânc. Nu, nu, vin pe aietul meu, vin pe aietul meu. Dar cum mă lăs, nene, dar 10 și 75. 10 și 75. Nu, mai e voia mea, aici. Nu ai încădat cu tine. Nu! Una de lemn. Asta e coclită. Cum coclită? Că am frecat-o cu cenușă în fiecare zi. E coclită, știu. Am venit
De ce ai venit? Ce ai auzit? Că sunt bolnav? Da. Ei, nu. Fursulătus! Mâine! Ies! Și de azi, în 3 săptămâni, e nunta Lani și am să joc! Să mă ierti, nene! De supărarea ce ți-am făcut! Al de sus să te ierte! Eu nu! Mai târziu, acum nu. Să nu fie prea târziu. Prea târziu. Prea târziu. Ieși. Iartă-mă. Ieși. Iartă-mă, Dumnezeu. Ieși. Agiule! Agiule! Cine mă strigă? Eu sunt tată! Paparosca! Eu, tată! Mai la o parte! Și ce vrei? De, tată! Să te mai ușurezi! Să mă ușurezi! Să mă ușurezi! De ce să mă ușurezi? Suntem singuri. Nu ne aude nimeni. N-ai vrea să-mi spui... Să mă spovedesc! Da, să te mărturisești. Vreun păcat, vreo greșeală, ca omul, tată, ca omul. Niciun păcat! Nici o greșeală! N-am furat! N-am mințit pe nimeni! N-am prea curvit și n-am să mor. N-are ce căuta sfinția ta la mine. Vin eu la sfinția ta. Să nu fie prea târziu. Prea târziu. Prea târziu. Că mergeam pe un drum tăiat într-un mar și înaintea mea un uncheaș cu o barbă până la pământ. Nu vii proară și o lumină nespusă lană se revărse pe tot cuprinsul, pe unde te uitai, numai aur, bani, pietre scumpe, avuții. Și atunci, pe deasupra bogăților, trecu o ființă deșirată, în care pasa lui suna oase
cea galben. Pe spate avea o coasă și coasa era de aur. Eu vip să-i mâine în coasă și rup să-i bucăți. Uite-te, uite-te bine, nu s-a tăiat. Uite-te, uite-te bine, mă doare, nu s-a tăiat. M-am uitat, nu e. Și tu sunt. Bravă, Domnule. Am în vis. Am în vis. De acum o să mă odihnesc. Ai. Cum e? Rău. L-a greșit? A tot afară pe preot. Cine? Eu, Tudose Culeana. L-ai adus. De ce nu te-ai împărtășit? Ce? Am să mor. Numai gândul ăsta nu l-am. Ai adus? Citește. Nu te-am înșelat. N-ai să mă înșel. Nu te-am înșelat. Vezi? Unde le pui? Pune-le bine. Vezi? Să nu le pierzi. Și le duci avocatul meu. Andrei, Cerceluș, nici o parasă nu ne ierte. Leniși și stricați! Floia s-a însurat a treia oară. Turbatul are țitoare. Nici o parasă nu ne ierte. Așa să-i spui plățăului. Nici o parasă nu ne ierte. Schiloada! Schiloada! Coasa-ntreagă! Coasa-ntreagă! Tudose! Ne-a lăsat. Mama! Mama, uite că am rămas de nenea Tudose! Dumnezeu să te iubim. Cum a trăit, așa a și murit. Ce de pat! Săracul nenea Tudose!